se lucrează intens la pavilionul expozițional din Constanța, asta pentru că începând de săptămâna viitoare se vor deschide alte 20 de noi fluxuri de vaccinare. Astfel, numărul se va dubla, ajungând la 36 de fluxuri de vaccinare. Categoric e o metodă bună și necesară. Cât mai repede de ne-am vaccinat cu toții, ca să scăpăm de starea asta de un an de zile care ține și ne ține în casă. Nu mă interesează că eu am ajuns la rând acum. Foarte bine. Să vedem dacă o să fie coadă. Eu mă așteptam să fie coadă afară. În prezent, la centrul de la pavilionul expozițional se administrează atât serul de la Pfizer cât și cel de la AstraZeneca. Acestea acoperă un număr de 840-860 de persoane care se pot vaccina într-o singură zi. După deschiderea noilor fluxuri, capacitatea se va dubla. Astfel, numărul de persoane care doresc să se vaccineze va depăși 1500. Aceste 20 de noi fluxuri vin în ajutorul populației pentru că există o dorință din ce în ce mai mare de vaccinare. În plus, avem în vedere și deschiderea centrelor de vaccinare de la Băneasa, Negru Vodă și de la Covadin. Acestea vor fi funcționale undeva, așteptăm noi, de la începutul lunii aprilie, dar totul depinde și de disponibilitatea de vaccin la nivel național. Medicii spun însă că în ultimele 3 săptămâni numărul persoanelor care au venit să se vaccineze la centrul din Constanța este de 4 ori mai mic. Din nefericire, și nu înțeleg de ce se întâmplă fenomenul ăsta, de cel puțin o săptămână de zile suntem cu 100-150 de persoane, mai puține prezentări în centru. Pentru mine este îngrijorătoare situația, având în vedere valul de noi cazuri de COVID care apar. Sperăm că deschizându-se pentru populația generală, da, afluxul va fi mai mare și putem ajunge cu noua capacitate la dublu, adică 1600 de cetățeni pe zi. Până la această dată, peste 350.000 de persoane s-au înscris pe listele de vaccinare. Chiar și așa, rata de infectare se află în trend ascendent, fapt ce îngrijorează autoritățile și ne apropie tot mai mult de 6 cazuri la 1.000 de locuitori, pragul de la care este posibilă carantinarea orașului. Rata incidenței a atins vineri în municipiu 5,27 de cazuri la 1.000 de locuitori. Vectorii care contribuie la apariția cazurilor noi în ultima perioadă este faptul că școlile s-au deschis și grădinițele s-au deschis în contextul în care noi nu am apucat să acoperim un număr suficient de mare de cetățeni vaccinați. În cele 20 de fluxuri noi de la pavilionul expozițional, oamenii se vor putea imuniza doar cu vaccinul Pfizer.